Vă invit să vă reașezați. Înainte de a avea momentul culminant al slujbei din această dimineață, și anume rugăciunea de binecuvântare pentru cei doi miri, rugăciune care are o profundă semnificație și care reprezintă, în fapt, esența rațiunii pentru care ei se găsesc astăzi în acest loc. Oamenii care cred în Dumnezeu, oamenii cu frică de Dumnezeu, înțeleg să își înceapă viața de căsătorie printr-un legământ solemn făcut înaintea oamenilor și certificat printr-un certificat de căsătorie și înaintea lui Dumnezeu, consemnat în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu prin rugăciunea de cununie, de binecuvântare. Ne bucurăm să vă știm oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care iubiți pe Dumnezeu, din familii care îl iubesc pe Dumnezeu, din părinți credincioși care s-au îngrijit de voi de mici să vă aducă la biserică și să vă așeze pașii și pe cele ale școlii. Dumnezeu va binecuvânta să fiți tineri educați, oameni care reprezentați o onoare pentru familiile voastre și o onoare pentru comunitățile, bisericile din care veniți. Domnul să vă binecuvânteze, sora Rebecca, frate Samuel. Amin. Aduc aminte tuturor celor care ne găsim aici prezenți un adevăr în care cred cu toată tăria. Societatea în care noi trăim, societatea contemporană, societatea umană în general, se sprijină pe patru mari piloni, pe patru mari stâlpi. Mereu și mereu trebuie să ne aducem aminte de aceste repere pe care se fundamentează însăși civilizația noastră. Primul reper, primul pilon, este credința în Dumnezeu. Nu ne putem defini ca oameni decât referindu-ne la Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul nostru. El ne-a făcut. Dumnezeu este ziditorul lumii. Dumnezeu și-a arătat slava printre oameni, revelându-se prin Iisus Hristos, Fiul Său, prin Duhul Sfânt. Ca oameni ne definim în raport cu Dumnezeu. Suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem creștini. Identitatea unui om se definește corect, bine articulat, când integrezi în ea credința în Dumnezeu. Este o mare onoare să fim credincioși lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Al doilea reper, al doilea pilon pe care se sprijină civilizația noastră, se sprijină identitatea noastră umană, este poporul sau țara, neamul de oameni din care ne tragem. În ce ne privește pe noi cei prezenți, cei mai mulți dintre noi, spunem, suntem români. Cum se întâmplă că oamenii merg repede dintr-o parte în alta, e posibil că în această dimineață să fie aici în biserică cineva care spune despre sine că este parte altei națiuni. Dumnezeu să binecuvânteze națiunea din care faceți parte. Cei mai mulți dintre noi spunem, suntem români. Identitatea națională, acest reper, națiunea din care faci parte, este foarte importantă pentru civilizație și este foarte importantă pentru identitatea umană. Suntem români, ne tragem dintr-un neam, vorbim o limbă, avem o cultură, respectăm simbolurile pe care le-a lăsat Dumnezeu în țara noastră, ne rugăm pentru națiunea noastră, construim, lucrăm cu mâinile noastre, urmărind binele țării în care ne-a așezat Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze neamul nostru. Reperul al treilea, foarte important și el, este familia. Nu ne putem defini ca oameni ignorând familia, trecând de familie. Familia este un reper, este un stâlp și al civilizației și al identității umane. Dacă e să întrebăm pe mirii noștri cum îi cheamă, o să ne spună un nume de familie. Todor, acolo e o întreagă istorie. Gheorghe, acolo este o altă istorie. Și acum se face că două istorii se unesc și devin una nouă, da? Care se numește Todor. O să aflăm. Da? Domnul să vă binecuvânteze. Avem fiecare dintre noi o familie, părinți din care ne tragem, bunici, avem familia noastră imediată, soț, soție, Dumnezeu a binecuvântat casele cu copii,
este familia. Nu poți să te definești pe tine ca om, nu poți să te definești ca individ, decât referindu-te la familia ta, la neamul tău, la familia din care te tragi. Reperul al patrulea, care are și el o însemnătate majoră, este genul. Dumnezeu, după cum citim în Sfânta Scriptură, l-a creat pe om, după chipul și după asemănarea sa, făcându-l pe om, bărbat și femeie. Dumnezeu a rânduit ca omul să aibă această identitate, identitate de gen, într-un mod în care doar, care exprimă suveranitatea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu și controlul lui în creație, băgați de seamă cum, născându-se în lume, fără ca cineva să poată determina, fără ca un om să poată controla, Dumnezeu călăuzește să se nască în mod egal număr de bărbați și număr de femei. Ca o anticipare trebuie să fie făcute familii. Dumnezeu a creat pe om bărbat și femeie. Identitatea de gen este foarte importantă. Noi trăim niște vremuri confuze. Toate aceste repere, toți acești stâlpi pe care se sprijină și identitatea umană, dar și civilizația, sunt provocați. Cele legate de credința în Dumnezeu sunt clătinate. Oamenii se declară atei, sunt confuși, părăsesc bisericile, râd de Scriptură, întorc spatele la Dumnezeu, aleg să trăiască în păcate, în stări și trăiri scandaloase uneori. E nevoie să ne întoarcem către Dumnezeu. E nevoie să recunoaștem că El este Făcătorul nostru, binecuvântat să fie în numele Său. În ce privește poporul, putem băga de seamă cum și acest reper este clătinat. Într-o lume care se secularizează, se globalizează, aceste repere care țin de neam, de limbă, încep să fie și ele provocate. În ce privește familia, știm bine ce se întâmplă în societatea noastră. E îngrijorător să observăm cum sunt familii făcute în care nu e liniște și nu e pace. Familii care se destramă, se despart prin divorț, familii care trec prin crize. Și poate că ce este mai îngrijorător este că tinerii din zilele noastre aleg să nu se mai căsătorească. Amână căsătoria foarte târziu. Aleg să trăiască împreună, asumându-și toate drepturile care derivă din calitatea unui om, din statutul unui om căsătorit, a unui om cu legământ de căsătorie, fără să-și asume nicio responsabilitate, sau aproape niciuna. Trăiesc la oaltă, se schimbă între ei, fără niciun fel de angajament, fără niciun fel de asumare, guvernați de cele mai multe ori de plăceri, de egoism, de interese personale, și neangajați cu seriozitate într-o relație durabilă care să respecte pe celălalt de iubire și care să aibă la mijloc pe Dumnezeu care ține familia în legământ. Și familia este provocată. În ce privește genul, trăim vremuri în care ideologia neomarxistă ne propune redefiniri ale identității de gen. Copiii sunt învățați că genul este o chestiune care ține de alegere și nu de biologie. Nu te naști bărbat, nu te naști femeie, ci astea sunt niște chestiuni care țin de ce crezi tu despre tine. Băieții sunt învățați să se joace cu păpuși și să creadă despre ele că sunt fetițe, fetele să se joace cu pistoale și cu puști și să creadă despre ele că sunt bărbați și câte altele, că nu intrăm în detalii, nu este scopul nostru. Presiunile se fac în școală, se fac în politică, se fac în mass media și din nefericire trăim vremuri în care în unele țări se fac și din biserici, o redefinire a identității de gen. Și atunci oamenii au ajuns în confuzie majoră. Când se uită în oglindă și se întreabă cine e el pe lume, nu mai știe să dea răspuns clar. Depinde altele. Pentru un om matur, un om responsabil, și un om care reprezintă o binecuvântare pentru lumea creată de Dumnezeu, răspunsul la întrebarea cine ești ar trebui să fie articulat cam așa. Eu sunt creștin. Român, dacă ține de poporul român. Prie, ce mă privește. Todor, în ce mă privește. Gheorghe, până acum.
și bărbat sau femeie, dacă ești femeie. Răspunsul trebuie să fie foarte clar. Trăim vremuri, stimați creștini, indiferent de confesiunea în care sunteți, vremuri în care aceste adevăruri trebuie să fie reafirmate. Și în biserici trebuie să fie reafirmate. Dacă pe mine mă întreabă cineva, domnule, călătorit în lumea aceasta în toate părțile ei aproape, domnule, dumneavoastră, cine sunteți? Eu am răspuns în 4 puncte. Creștin pentecostal, român, brie și bărbat. Clar. Așa se definește identitatea. Și acum, pentru că vorbim de familie, hai să zăbovim un pic la acest reper. S-au spus astăzi lucruri, se vor mai spune și mâine și altă dată, se mai spun câteva și înaintea cununiei voastre. Sintetizând cumva învățătura Scripturii, adevărurile esențiale promovate, puse în față de Scriptură, pentru înțelegerea familiei, definirea familiei, dați-mi voie în această dimineață o sinteză foarte scurtă. Sami, tu știi ce înseamnă sinteză, Rebecca la fel, da? Vă cunosc pe amândoi în activitățile voastre profesionale. O sinteză în 7 puncte. Cum e văzută familia după voia lui Dumnezeu? În primul rând, familia originează în actul creației. De aici începe. Familia este veche. Familia nu e o noutate, o invenție a oamenilor în decursul istoriei lor. Familia reprezintă intenția lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu. Nu e fructul evoluției, nu e o invenție a civilizației umane. Ea reflectă geniul creator al lui Dumnezeu. Dumnezeu a inițiat familia și de aici începe tot. De aceea o prețuim, de aceea o apărăm și de aceea o întemeiem pe baza principiilor revelate de Dumnezeu în Scriptură. Pentru că ea este opera lui Dumnezeu, este creația lui Dumnezeu. Adevărul al doilea. Familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat și o femeie. Când eram mai tânăr, n-am crezut că este important să accentuez acest detaliu. După cum nu e relevant să vorbești despre apa de ploaie în zilele ploioase de octombrie. Atâta plouă și plouă și tot plouă și iară plouă și plouă și nu se mai gata și vine iară ploaie. Așa multă ploaie e că nici nu-ți mai dai seama că plouă. Dacă când se lasă seceta de iulie, de august, când crapă pământul, atunci ploaia începe să fie remarcată. Lipsa ei e simțită și particularitățile și caracteristicile ei încep să fie dorite. Dacă în anii în care se căsătoreau părinții mei, bunicii mei, nu se pomenea să se audă că s-ar putea cumva doi bărbați, unul se numește Andrei și celălalt Andreea, să cunune. Și cu frică de Dumnezeu, amândoi fiind, să duc la biserică, unde un pastor sau un preot, bolnav la suflet și la minte, să roagă pentru ei, să le ceară binecuvântare și îi declară soț și soție. Și apoi mai târziu, cineva zice că e și mămică, că e și tătic. Și după o vreme, cine știe ce le vine în cap să schimbe rolurile și să declare că e invers. Acum eu sunt tată și tu ești mamă. Eu sunt domn și tu ești doamnă. O nebunie care, dacă n-ar fi reală, ne-ar face să râdem. Dar pentru că e o dură realitate a vremurilor noastre, această nebunie a nelegiuirii umane ne face să plângem și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru trezire spirituală. După Sfânta Scriptură, familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat și o femeie. Așa găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu,
Păcatele de homosexualitate, sodomia, sunt osândite de Dumnezeu. Acestea nu sunt efecte ale moștenirii genetice și nu sunt nici, cum să spun, boli, ci mai degrabă sunt păcate făcute de oameni liberi care aleg în mod premeditat să trăiască așa. Altfel, mânia lui Dumnezeu n-ar fi peste oameni care suferă sau peste oameni care se nasc într-un fel fără voia lor. Trăirile acestea sunt alegeri voluntare, care odată deprinse devin parte a ființei umane, până acolo încât omul nu mai poate să facă altfel decât cum s-a învățat să facă. Hristos poate să elibereze. Și e bine să subliniem că în învățătura Sfintelor Scripturi, în timp ce păcatul este osândit, păcătosul este iubit. În timp ce fapta rea este osândită, cel ce a făcut-o e cuprins în dragostea lui Dumnezeu. E chemat să se întoarcă la Hristos, e chemat să se pocăiască, să se schimbe. Duhul lui Dumnezeu are putere să restaureze, să salveze și apoi să se împlinească și în vremurile noastre, cum s-a întâmplat în vremea lui Pavel, când zicea bisericii din Corint: și unii din voi, înainte să fiți spălați, înainte să fiți curățiți, înainte să fiți mântuiți, erați hoți, adulterini, sodomiți, malahi, dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți. Duhul lui Dumnezeu poate să facă această lucrare și acum și să ne rugăm Domnului pentru ea. Revin spunând, căsătoria, în viziunea Sfintelor Scripturii, originează în actul creației și este o relație care se întemeiază, se face între un bărbat și o femeie. Domnul să vă binecuvânteze. Voi reprezentați un model pentru căsătoria lăsată de Dumnezeu. A treia afirmație, familia este o comunitate, este o comuniune a iubirii și a respectului reciproc. Așa a rânduit Creatorul, ca între soț și soție să existe o comuniune și această comuniune să fie guvernată de două principii majore, iubirea și respectul. Soțul, soția, deopotrivă, sunt chemați să iubească și să respecte. În primul rând să se iubească și să se respecte între ei și apoi să se unească în iubire și în respect, revărsând iubirea și respectul spre cei din jurul lor. Asta este familia după voia lui Dumnezeu. Familia, în a patra ei caracteristică, este o comuniune a legământului. Din nou, în Sfânta Scriptură găsim această dimensiune. Familia după voia lui Dumnezeu este o comuniune a legământului. Relația dintre soț și dintre soție se fundamentează pe un legământ solemn. Nu e o alăturare de conveniență, nu e ceva pasager, nu e o relație de circumstanță, ci un legământ. În spiritul Sfintelor Scripturi, mai înainte ca cei doi soți să locuiască împreună, mai înainte să se bucure de darurile căsătoriei, cei doi vin în mod solemn în fața lui Dumnezeu, în fecioria lor, în puritatea lor și în curăția cugetului lor, să încheie legământ cu Dumnezeu, să invoce binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa lor și apoi într-un mod curat să intre în viața de căsătorie cu Dumnezeu. Așa e gândită căsătoria după Scriptură. Din nefericire, în viața reală se întâmplă lucrurile nu odată invers. Și ce să zicem, în puterea lui Dumnezeu de a restaura ființa umană, poate să reabiliteze și asemenea stări, numai să existe căință și pocăință. Doamne ajută! Dacă se întâmplă, și simt în sufletul meu că trebuie să vă spun acest cuvânt, ca în această dimineață să fie aici cineva care trăiește cu o fată sau trăiește cu un bărbat. Vă iubiți între voi. Neamurile știu relația voastră. Locuiți în aceeași casă de o vreme și vă purtați ca și cum ați fi căsătoriți, dar nu v-ați căsătorit încă. Vă cer
în numele învățăturii lui Dumnezeu, să vă puneți viața în rânduială. Duceți-vă la primărie și căsătoriți-vă civil. Duceți-vă la pastor, la preot, orbiți cu el și cereți-i să vă învețe ce aveți de făcut ca să fie peste voi binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu trăiți așa ca oamenii care n-au frică de Dumnezeu. Până la urmă suntem o biserică. Unde să vă spunem aceste lucruri dacă nu când vă întâlnim la biserică? E de la Domnul acest cuvânt? Este. Al patrulea lucru, al cincilea lucru. Familia generează societatea. Copiii se nasc în familie. Dumnezeu a rânduit ca societatea să perpetueze prin relația dintre soț și soție, pe care Dumnezeu, prin binecuvântarea sa, îi face părinți. Fără familie, societatea n-are viitor, omenirea n-are viitor. Locul în care trebuie să crească următoarea generație, copiii noștri, este familia legământ, făcută de Dumnezeu și binecuvântată de Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze și cu urmași. Amin. Și încă două lucruri simple. Familia este o comuniune a suferinței. Această componentă a definirii familiei se regăsește în cuvântul Domnului, se regăsește în Scriptură. Ca o surprindere a realității imperfecte și nedorite a vieții de zi cu zi. Oamenii suferă. Trecem prin tot felul de situații, ne confruntăm cu boală, cu pierderi, în final cu moartea. Familia este o comuniune a suferinței. E locul în care îți poți plânge necazul. E locul în care găsești alin. E locul în care găsești umăr pe care să te razămi, pe cineva care să-ți fie aproape. În această comuniune a suferinței ne sprijinim, ne ajutăm. Ce te faci dacă nu e familie legământ și dacă leagă doar interesul? Familia e binecuvântată de Dumnezeu și în această comuniune. E de observat cum în Sfânta Scriptură găsim situații în care Dumnezeu se arată de partea celui care trece prin suferință în sânul familiei sale. Ajută familia în crizele materiale, asistă familia când trece prin pierderi mari. El e apărătorul văduvei, tatăl orfanului. Dumnezeu este de partea familiei ca și comuniune a suferinței. Și în final, familia este o comuniune a asumării responsabilităților. După învățătura Sfintelor Scripturi, în economia unei căsătorii, sunt încredințate responsabilități bine determinate și atent precizate soțului pe de o parte și soției pe de altă parte. În structura acestor responsabilități, soțul este chemat să fie cap al familiei, soția să fie ajutor potrivit. Așa funcționează. Nu? M-am bucurat când Rebecca s-a uitat așa către Sami și cred că i-a spus, eu sunt ajutorul tău. Amin. Da. Să te ajute Dumnezeu. Dar vreau să spun ceva. Cheia, esența mandatului de ajutor, de ajutor potrivit, este renunțarea de bunăvoie la agenda proprie. Asta e. Gândește-te la un meșter care e tare priceput și care are lângă el un ajutor. Și ajutorul a adoptat agenda meșterului. Meșterul a constatat că dacă lucrează singur, are un randament, dar dacă lucrează asistat de ajutor, randamentul lui se împătrește. Deci ajutorul aduce de 4 ori mai mult profit, randament pentru meșter. Cu o condiție. Ajutorul nu are agenda proprie. Ajutorul adoptă agenda maestrului ca și cum ar fi agenda lui. Asta e cheia. Dumnezeu să vă binecuvânteze viața de căsătorie.
Iar în ce te privește, treaba cu agenda o să mai discutăm privat. Care e agenda unui cap de familie după voia lui Dumnezeu? O știi, ești copil al lui Dumnezeu. Încheiem cuvântul pentru dimineața aceasta, aducându-vă aminte că identitatea unui om, pilonii societății noastre, sunt reprezentați de aceste patru mari repere. Credința în Dumnezeu, poporul, familia și genul. Bărbat, punct. Femeie, punct. Fără încurcături. Doamne ajută! Și acum a venit momentul solemn să ne rugăm lui Dumnezeu pentru voi. Am convenit împreună cu frații slujitori, cu fratele păstor Iosif Tirla, storul nostru, împreună cu fratele Dan Cioș, ca dumnealor să înalțe rugăciune către Dumnezeu pentru voi, rugăciune cu punerea mâinilor. Și în ce mă privește, vă voi întreba și vă voi ajuta să vă rostiți legămintele înaintea lui Dumnezeu. Invit toată adunarea să stăm ridicați în picioare.